Bine v-am găsit pe tutoriale video, eu sunt Dragoș și în clipul de astăzi o să vedem cum putem să activăm modul Compact View pe Windows 11 pentru ca elementele din Quick Access și din acest panou din stânga să fie afișate într-un mod mai compact, la fel cum erau afișate pe Windows 10 și pe Windows 7. După cum observați pe Windows 11, avem un spațiu destul de mare între text, între desktop, download, documents și așa mai departe. Există o spațiere puțin mai mare decât aveam pe Windows 10 și pe Windows 7. Însă avem o setare sau o opțiune care ne permite să afișăm într-un mod mai compact aceste elemente. Există trei modalități prin care putem face acest lucru. Prima și cea mai simplă metodă ar fi să mergem la View și să dăm click pe Compact View și după cum observați, acel spațiu a fost eliminat și textul este afișat ca pe Windows 10. Același rezultat îl obținem și dacă mergem pe aceste trei puncte și la Option. Aici la Folder Option, dacă mergem la View, trebuie doar să bifăm această opțiune și să dăm click pe OK și obținem același rezultat. Așa rapid o să vă arăt și a treia metodă, care presupune utilizarea editorului de registri, ca să vedeți mai exact care este registrul care se ocupă de activarea și dezactivarea acestei opțiuni, sau mai bine zis, a modului Compact View. După ce am deschis editorul de registri, mergem la HKEY Current User, Software, Microsoft, aici mergem la Windows, Current Version, aici mergem la Explorer și click pe Advance. Aici trebuie să căutăm registrul acesta, Use Compact Mode. Dublu click pe el și după cum vedeți are valoarea 0, ceea ce înseamnă că Compact Mode este dezactivat în acest moment. Haideți să verificăm. Da? Și dacă dăm valoarea 1 și dăm OK, acum modul Compact View a fost activat. Practic, acest registru face modificările atunci când mergem în interfața grafică și bifăm sau debifăm această opțiune. Bineînțeles, veți folosi opțiunea cea mai simplă, doar că am preferat să vă arăt și acest registru pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în spate. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă mai aștept și cu alte tutoriale video. La revedere!